Bună tuturor! Astăzi o să facem un look pentru Crăciun. M-am gândit la un machiaj foarte simplu de realizat, cu destul de puține culori, dar să fie în același timp de Crăciun, cu tematică, și să pară sofisticat și greu de realizat, în timp ce el este destul de ușor de făcut. O să vă scriu și pe blog sau să mă auziți spunându-vă câteva sugestii care să vă ajute să nu greșiți, să pară machiajul foarte finisat și frumos. Mi se pare un look foarte potrivit pentru o petrecere, pentru club sau chiar pentru o cină, dacă sunteți mai curajoase. Sper că o să vă placă și să vă uitați și pe blog la poze. Pa! Luați orice pensulă mai mare și cât mai pufoasă, ca aceasta, și un fart maro, cel mai ușor este să folosiți farduri cu puțin sclipici sau sidefate, pentru că cele mate e puțin mai greu să lucrezi cu ele și greșelile se observă mult mai ușor la cele mate. Eu folosesc fardul Full Frontal de la Too Faced și îl aplic în mișcări de du-te vină în pliu. După aia luăm un creion negru, dermatograf, și îl aplicăm la baza genelor. Cât de subțire sau gros doriți și, evident, în dependență de forma ochiului și a pleopei voastre, cu cât aveți mai puțin loc pe pleoapă, cu cât este mai mică, cu atât linia va fi mai subțire. Și la colțul extern extindem puțin creionul și nu trebuie să facem acea codiță perfectă. Ținem puțin piele aici ca să ne fie mai ușor. Și cam asta e forma, deci nu este perfect deloc, pentru că puțin mai aspră sau mai puțin pufoasă. O să estompăm această linie, o să creăm un efect fumuriu, trecând peste margine, dar foarte ușor ca să nu murdărim, să nu obținem efecte murdare, dar oricum nu vă faceți griji, se poate corecta. Eu ud pensula puțin, veți folosi apă simplă și iau un fard auriu, eu l-am pe Old Gold de la MAC și l-aplic umed ca să iasă culoarea mai vie. L-aplicăm din colțul intern pe toată pleava sau pe locul care a rămas pe pleapă. După aia extindem puțin peste linerul aplicat mai devreme. Într-un fel, combinând auriul cu conturul negru. Luăm puțin fard negru. Eu folosesc pe cel de la Urban Decay din paleta Naked, Creep. Este un negru cu puține irisații argintii.
și aplic peste contur ca să fixez creionul să nu se miște din loc. Tragem aici la exterior. După aia mai trec puțin cu pensula ca să dispersez acest negru. Ok, îmi pleu să pun deasupra alt maro. Unul mai cald, smog de la acesta, de la Urban Decay. Și îl trec peste această codiță aici, ca să-l stâmpesc. Ok, curățim și sub urechi acum. Pleapa de jos din nou cu o pensulă umedă. O să iau un verde, al meu Lucky Charms, de la Too Faced. Și o să-l aplic pe centrul pleapei de jos. Am aplicat și o bază înainte de asta. Da, și dacă doriți un efect mai dramatic, eu am conturat cu creion negru pe aici, pe dedesubt, linia apei, și pe linia de jos cu un creion natural beige, Smith Natural Glaze de la Max. La început aici punem din nou cel auriu și îl tragem puțin peste verde ca să le combinăm. Dacă vreți să vă mai jucați puțin, puteți să adăugați și un verde mai închis aici la exterior. Sau, dacă nu vreți să vă complicați, pur și simplu același verde până la capăt. Această tehnică cu verde mai închis, verde mediu și galben va da puțin mai multă dimensiune machiajului. Sigur, nu putem fără un highlighter. Eu folosesc Pin Up de la Too Faced, sub sprânceană. Îl ducem mai jos. Puțin aici, ca să iluminăm zona. O să mă dau cu fond de ten corector și revin. Mi-am controlat puțin fața cum am făcut și în tutorialul precedent cu Pin Up Girl, cu Hollow de la Ela Masca și mi-am pus și highlighter. Pe pomeriță am folosit High Beam de la Benefit. Mi-am pus gene false, destul de micuțe, 110 de la Ardell. N-am vrut să fie foarte dramatice, dar le-am dat cu destul de mult rimel ca să fie în armonie cu genele mele naturale. Sprâncenele, să nu uitați să vi le conturați puțin cu ceva fard maro sau ce culoare aveți la păr și treceți puțin prin ele să le definiți, să fie aranjate și frumoase. Dacă ați folosit gene false, deasupra rădăcinilor trebuie să trecem cu puțin fard negru sau creion sau eyeliner, cum vreți voi. Dar eu vreau să păstrez acest smokiness, efectul fumuriu de la eyeliner și să folosesc doar fard. Pe obraj un fard destul de aprins, roz.
Doar pentru că vreau să am niște buze roz roșii, dar destul de deschise ca nuanță. Să folosesc creionul Spell de la La Masca. Pe centru un ruj mai deschis, un roz. Iar se întâlni că și eu aș vrea să mai fac una alta, deci închei aici și o să fac poze, să pun pe blog, să vă uitați pe linkul de sub video. Sper că v-a plăcut și că o să încercați. Vă pup, pa!